să de Vă salutăm de aici, de la uh, microfonul studioului nostru, din știri din Neamț, mesagerul de Neamț, uh, a cincea zi de război la granițele României, uh, un război în care încet, încet devenim din ce în ce mai implicați pe de o parte cu o acțiune absolut remarcabilă de sprijinire a refugiaților, o acțiune care vine mai mult dinspre mediu nepolitic al oamenilor care încearcă să ajute și la Piatra Neam vom discuta despre lucrul acesta. Dar încet, încet, suntem implicați și ca țară, guvernul României e hotărât să sprijine financiar, dar și cu, mă rog, elemente care pot ajuta în luptă, muniție, căști, veste de, veste de luptă, etc. Să sprijine statul ucrainean în contextul în care și alte țări din Uniunea Europeană au rupt atitudinea aceea aparent uh, neutră și au hotărât să aloce armament letal Ucrainei, în condițiile în care Rusia atacă cu toate forțele disponibile în zonă. Uh, Eroismul apărătorilor ucraineni merită merită scos în evidență. De fapt, acolo se bat două națiuni înrudite. Să nu uităm că statul rus a pornit dinspre Kiev, nu dinspre Moscova. Deci vorbim aici despre aproape un război între frați, dar ce mai contează asta când e vorba despre interese majore și despre ambiții nemăsurate, cum sunt cele ale domnului Vladimir Ilici Visarionovici Putin. Haideți să vorbim, să le luăm pe rând, să vorbim prima dată despre Piatra Neamț. Imediat după declanșarea războiului, un grup de oameni s-au mobilizat exemplar la Piatra Neamț, și s-au gândit să facă ceea ce se poate face pentru refugiați, dincolo de acțiunile acelea oficiale de statului român, care îi ia, îi preia, îi pune în niște corturi la Vama Siret. Ce au făcut? Au mobilizat, au găsit două autocare, de fapt e vorba de oameni care au firme de transport, oameni care au pensiuni, oameni care au unități de alimentație publică, oameni care au afaceri și au fost impresionați de ceea ce se întâmplă și au făcut un grup pe WhatsApp, Help Ucraina, și cu două autocare s-au deplasat în Vama Siret să încerce să aducă de acolo oameni refugiați pe care să-i cazeze la piața neamț, unde să aibă condiții decente de cazare, masă și după aceea tot ce trebuie pentru un trai cât de cât normal. Adică obiecte de igienă, haine, unde când este cazul. Pentru că trebuie să spunem, cei care au venit în primul val, în primul și al doilea val, sunt oameni care nu au de gând, în marea lor majoritate, să rămână în România. Vor să plece mai departe și o să detaliem. Eu aș aminti câteva nume aici pentru că merită acești oameni. Din păcate nu-i pot aminti pe toți și nu pot să, să știu care sunt toți cei care au contribuit. Dar din ce am văzut trebuie amintite numele lui Tudor Șerban de la Mega Travel, Adrian Zaharia. Ei doi au... Sunt cele două autocare care au fost coordonate de cele două doi domni care au venit ieri, noaptea trecut, nu noaptea asta, noaptea trecută cu primii, primele mașini cu refugiați la Piatra Neamț, s-au ocupat domnul Cătălin Roca, domnul Cătălin Brâuroș, domnul Cosmin Vacaru, Ionuț Mois, Adrian Popescu și sunt mulți triboi care a fost la publicer și care cunoaște și limba, a sprijinit și el, mulți, 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 mulți oameni care pe măsură, ce, pe măsură ce se poate pe măsură ce se poate au stat, au ajutat de exemplu în această dimineață erau foarte, foarte interesați dacă cei care au fost cazați au tot ce le trebuie și dacă este nevoie să spună ca să le aducă mâncare și tot ce este nevoie. Astăzi în cerc încearcă să-i ducă pe copii în mol, în zona aceea de joacă, ca să uite de război. A fost o acțiune absolut, absolut impresionantă și ea s-a desfășurat. De, este în, de, în derulare și acum. Azi noapte au venit alți refugiați, o să încerc să văd dacă reușesc să pun un filmuleț. Da, te rog, Bogdan, dacă poți. Un filmuleț fără sunet de azi noapte. Au venit 22 de persoane. O parte dintre ele au fost cazați, cea mai mare parte a lor au fost cazați în strand, în căsuțele din strand, unde totul era pregătit. Câțiva, doi parcă sau trei aveau cazări reținute și se pregăteau să se ducă la hotel. E impresionant, s-au mobilizat și cei din administrația de la Piatra Neamț cu locuri de cazare în strand, în licee. Prefectul județului a asigurat o comunicare foarte, foarte bună cu filmulețe, cu fotografii și au interacționat de data aceasta așa cum ar trebui să facă autoritățile locale. În fața acestor oameni care s-au implicat, nu putem decât să spunem uh, jospălăria, cea mai mare, așa, am uitat pe Dorin Capitanu de la Dorinex și mulți, mulți, mulți alții, uh, dar sunt câțiva care ies în evidență în, în, aceste, în, aceste, în această perioadă. Cei de la comunitatea lipovenilor din Piatra Neamț, care s-au implicat, iată, o postare, comunitatea rușilor lipoveni are 8 locuri de cazare, maxim 11, și se, se oferă și ei să ajute. Sunt multe, multe lucruri impresionante care ar trebui cunoscute, dar atâta timp cât ele sunt pe un grup, nu poți să spui fără acordul celor de acolo despre ce este vorba. S-au implicat și cei de la poliția locală, s-au implicat, implicat foarte mulți oameni pe cont propriu, s-au implicat, nu știu, Crețul la Laurențiu, Consiliul Județean, pe zona lui cât a putut. Deci foarte, foarte mulți oameni care, primarul, Carabelea, Alin Lehăduș, cine au mai fost în această situație. Ca să înțelegeți un pic că acești oameni, acești oameni, mulți dintre ei sunt doar, în, cea mai mare parte a lor, sunt doar în tranzit, o să încerc să vă spun după prima zi cam care era situația cu uh, deplasarea lor, dacă găsesc această, acest document, că sunt foarte mulți, uh, foarte multe, multe postări în grup. Oricum, marea majoritate vreau să plece în alte țări, doar șase din cei care au venit la Piatra Neamț doreau să rămână în județul Neamț. Au fost și lucruri impresionante. Studenți care studiau în, în Ucraina și noi am stat de vorbă cu ei pentru că am încercat reporterii, o echipă de la noi au fost sâmbătă în Vama Siret după aceea am stat duminică de vorbă cu refugiații și toți sunt impresionați de modul în care au fost primiți și marea lor majoritate doresc să plece în alte țări, Italia, Spania, Polonia, Polonia, da, câțiva, și chiar și în Franța au doi. Deci este ca să spunem lucrurilor pe nume o mobilizare extraordinară din această zonă. Prefectură, primăria Piatra Neamț, alte câteva instituții, dar din zona oamenilor de bine, oameni care au posibilități și care s-au implicat și s-au dus ei și au presat pentru că în vamă au existat probleme, erau chiar și șmecheri care vreau să facă bani, adică se duceau cu autocare și îi duceau pe perso personajele respective, se și spuneau, vă ducem unde vreți, contra cost. Săracii nu mai știau, bulversați de ce era acolo, nu mai știau care este, să spunem, omul bun și omul profitor în vamă. A fost greu, nefiind posibilă la început o comunicare directă, până când i-au convins să vină în zonă. Mai spunem ceva, acești oameni s-au implicat foarte tare și în transportul acestor refugiați de la Piatra Neamț spre alte țări. Rețineți, spre alte țări. Cei care aveau posibilitate și și-au rezolvat singuri și-au rezolvat singuri, dar mulți au beneficiat de ajutor al oamenilor care duceau în Franța, în Italia sau în alte zone. Oricum, uitați, am o situație acum, 27-a doua, refugiați, vreau să plece în alte țări, în 29 în Italia, 8 în Polonia, 3 în Suedia, 2 în Franța, 1 în Spania și 27 dintre ei se deplasează pe cont propriu. Doar doi vreau să rămână, să ajungă la Suceava, 3 la București și 6 în municipiul Piatra Neamță. Deci, încă o dată, jos pălăria pentru această implicare. Acum o să încercăm să vedem cum s-au implicat cei care sunt oameni aleși de noi ca să ne reprezinte. Oameni care, pe care noi ar trebui să-i urmăm după ce i-am ales acolo. Prin exemplul lor propriu. Și nici nu știu de unde să încep. Haideți să începem de la uh, Consiliul Județean cu pagina oficială a domnului Ionel Arsene. Fapte, nu vorbe. Postare din 25 februarie la ora 17:05. Astăzi suntem pe 28. Au trecut câteva zile de război. Și vedem că se lucrează pe Strada Izvoare. Este pagina de politician a domnului acție. Te rog frumos să nu schimb să lași pagina, pentru că am încercat poate, în, poate înainte a fost ceva în, în legătură cu acest război pro, contra, nu. O vizită la Muzeul de Istorie. Și avem pe 21 februarie. O postare. De Ziua Internațională a Limbii Materne, sărbătorită în întreaga lume la 21 februarie, pentru a promova diversitatea culturală și lingvistică din întreaga lume, am avut plăcerea de a primi și a vorbi aceeași limbă cu prietenul nostru Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău. Uh, nu știm în ce limbă au vorbit cei doi, pentru că domnul Ceban, pe pagina lui oficială de Facebook, Spune că el nu vorbește decât limba moldovenească, nu și limba română. De aceea nu putem decât să salutăm faptul că s-au înțeles chiar dacă au vorbit fiecare pe limba lui. În rest, domnul Ceban este cunoscut așa ca fiind un pic mai filorus. Nu vreau să spun nu este din grupul filorușilor despre care scria păstorel Teodoreanu, știți? El spunea despre Sadoveanu filorus, stă cu dosul la apus, ca să vadă întreg apusul care-i fața rusului. Dar ăsta nu-i din ăla, nu-l poți compara cu Sadoveanu, este mai mult un filorus declarat. În definitiv, Chișinău e foarte aproape de Ucraina așa acum și de Rusia. Bun, haideți să vedem un alt exemplu din același partid, Remus Munteanu. Domnul Remus Munteanu, pe pagina sa cu 543 de urmăritori, are ultima postare din 21 septembrie 2021, probabil că în zona de confort a domniei sale Războiul nu există, pentru că dacă ai de toate și tot ce îți trebuie, și ai primit și ordin că n-ai voie să vorbești decât atunci când ți se dă ceva în față, dacă poți citi, asta este starea domniei sale de confort. El se luptă cu domnul Iohannis. Luați o crosă și loviți bila aia, poate intră în gaură. Bineînțeles că nu este postarea domniei sale și este postarea domnului Răzvan Cuc, preluată de domnul Munteanu sau preluată de oamenii plătiți de domnul Munteanu. Că tot l-am anunțat, l-am pomenit pe domnul Răzvan Cuc. Să vedem ce, face, ce spune domnul Răzvan Cuc despre conflictul din Ucraina. Domnul Răzvan Cuc este ancorat în zona lui 24 ianuarie cu o fotografie de-a lui Cuza. De atunci încolo nu mai are alte postări. Probabil că și domnia sa este într-o stare de confort asemănătoare cu a domnului Remus Munteanu cu precizarea că domnul Răzvan Cuc mai glăsuiește din când în când cu propriile sale capacități intelectuale. Bun, haideți să nu zică lumea că stăm doar pe, pe, zona PSD. O să revenim și mergem un pic pe zona PNL. Haideți să-i luăm așa pe rând. Maracalista, 2 februarie, ultima postare, vorbește despre persoane încadrate anterior, reevaluării cu grad de handicap grav, care pot face o solicitare pentru evaluare de încadrare la domiciliu. Zona de confort, cum vă spuneam, în definitiv, de ce să, ce să postezi ceva ca politician despre un conflict? Te gândești, bă, ce va fi peste două săptămâni dacă uh, vom începe să apreciem vot ca o postare de genul ăsta ne poate face rău. Cum s-a mai întâmplat cu rușii, țineți minte. Au venit, au preluat puterea în România și au decimat clasa politică, cea care nu era comunistă. Bine, și cu excepții, că au mai reciclat pe câțiva. Bun, deci doamna Maracalista e în 2, 2 februarie. Ia să vedem. Eugen Nazare Țapu are o postare din 23 mai 2021 pe această pagină dezvoltăm neamțul, poate mai are și alte pagini, noi nu le-am găsit în viteza asta acum în emisiune. Deci și aici războiul este destul de departe. Hai să vedem, Laurențiu Dan Leoreanu, pe o pagină, cred că asta este cea personală, ne trimite la o emisiune de pe antena, de pe Digi, sau pe ante da, Digi Antena 3, și PB1, în calitate de comunicator al PNL-ului, unul dintre comunicatorii vechi ai PNL-ului de pe timpul lui domnul Orban, nimic despre conflictul din Ucraina, o luare de poziție pro sau contra, pe pagina oficială, nu, pe pagina personală de data asta, aia era pagina oficială, asta e da pagina personală. Ultima postare este din 2 iulie 2019, se pare. După cum vedeți, suntem ancorați în realitățile actuale. Vedeți, găsim de toate pe paginile de Facebook ale acestor oameni. Haideți să vedem. Ciprian Șerban, 10 februarie 2022, 17 miliarde de lei, sumă care a fost prevăzută de Adrian Căciu ministrul pesedist al finanțelor, nu ministrul român al finanțelor, rețineți acest lucru, nu este român, el este pesedist. Ministrii nu sunt români, sunt pesediști, liberali și români din UDMR. că ia se comportă ca niște miniștri români. Dar ăștia la alții nu sunt români, sunt pesediști și sunt liberali. Da, deci nici domnul Ciprian Șerban nu are o luare de poziție foarte directă cu privire la acest conflict. Ia să vedem președintele PNL Neamț. Președintele PNL Neamț el, în aceeași dată cu domnul Cuc, numai că el vorbește despre măsuri de protejare a populației și economiei de efectele creșterii prețurilor la energie și gaze naturale. Bun. Am uitat pe cineva? Da, am uitat-o pe Oana Bulai. Pare a fi, dacă n-am uitat pe nimeni, singurul ales local care empatizează cu refugiații, a organizat o strângere de ajutoare pentru ei și despre asta se scrie și într-un ziar local din Roma. Caută translator sau vorbitori. Da, translator ca să comunice mai ușor cu cetățenii ucrainieni. Deci, dacă facem o socoteală, unul din cei care i-am anunțat este ancorat la această uh, situație. Acestea fiind zise, poate ne oprim aici, nu înainte de încă două-trei precizări. Uh, S-au adunat cantități impresionante de alimente în vamă. De aceea, multe dintre ele ajung să se strice, să se arunce. Poate n-ar fi rău să se formeze un fel de comandament în care acești oameni care s-au implicat în neamți am -a uitat firma Pristil. Am văzut că autobuz, un autobuz era la firma Pristil, cred că din Roman, dacă nu mă înșel. Deci acești oameni care doresc să ajute să aibă o bază de date actualizată în timp real, ca să poată aj ajuta punctual. Să fie o bază de date cu locurile de cazare și o bază de date cu cetățenii care vor să se deplaseze din Piatra Amps în altă parte. De exemplu, pentru deplasarea unor familii mici, două-trei persoane, cât intre într-un autoturism și noi de la Mesagerul de Namți, uh, suntem dispuși să ajutăm. Iată, în acest moment uh, pe grup apare o mulțumire. Mulțumim tuturor persoanelor și autorităților pentru implicare și ajutor solidaritate. Poate astăzi, în urma negocierilor între două țări, deci cele două țări se va opri această dramă. Subscriem și noi la acest mesaj. Deci, autoritățile cu cei care doresc să ajute ar trebui la inițiativa autorităților de data aceasta să creeze această bază de date ca ajutorul să poată fi punctual. Vrea cineva să plece de la Piatra Neamț, la Iași, la aeroport, la București sau în altă parte, cine poate să intre și să spună, duc eu, ajut eu. E nevoie de bani, ar trebui un cont. E nevoie de obiecte de igienă, haine, e nevoie de haine, aveți grijă, nu duceți haine vechi, duceți haine care pot fi folosite. Poate ar trebui spus și ce fel de haine, de ce fel de haine e nevoie. E nevoie de lenjerii, orice, dar ar trebui o comunicare constantă pentru că populația chiar își dorește să ajute și nu ține cont nici de postările de propagandă absolut sinistre care au apărut în această dimineață pe diferite conturi care fac trimitere la vremuri trecute în care fiecare populație a comis excese, așa cum au fost comise și în istoria României, excese împotriva românilor, de către români. Lucrurile astea, într-un moment în care pacea mondială este pe muche de cuțit, ar trebui uitate. Politica ar trebui uitată. Și ar trebui să încercăm să contribuim fiecare cât putem ca echilibrul ăsta fragil să nu, să nu se rupă. E greu când ai, pe de o parte, un Vladimir... Visarionovici Putin sau Vladimir Visarionovici Ilici Putin și un lider care are momente de cădere datorită vârstei de partea cealaltă. Uniunea Europeană a devenit din ce în ce mai activă și cu asta închei. Ați observat cei care sunteți la curent, cei care nu vă spun eu acum în Germania s-a produs un lucru deosebit, extraordinar. În Berlin a fost o manifestație, cum nu cred că a mai fost, de foarte, foarte, foarte mult timp. Se vorbește de 500.000 de de oameni care au manifestat împotriva războiului. Asta l-a făcut și nu altceva pe cancelariul german să-și schimbe discursul total. Germania care pupa mâna Rusiei lui Putin pentru gaze și era dependentă de acest lucru. Germania, care a spus că ea nu trimite niciun fel de armament în Ucraina, și-a schimbat în totalitate poziția și au trimis armament, au trimit armament, bani, medicamente, etc. și au hotărât că pot renunța la gazul rusesc. Pe de o parte, asta este bine, arată o solidaritate în întreaga Europa, pe de altă parte, lucrurile astea escaladează un conflict care, dacă nu se încheie repede, ne duce cu pași hotărâți spre un al treilea război mondial, care poate fi și nuclear, amenință rușii, probabil că amenință pentru a avea cât mai mult un atu cât mai mare la negocieri, dar v-am spus, când dai un lider care își pune propagandistul oficial de la postul oficial de televiziune să spună cu o lume în care Rusia uh, nu înseamnă nimic, nu trebuie să mai existe, este cu semnul întrebării. Ne oprim aici. Vă dorim o zi cât se poate de bună. Mâine e 1 martie. Îl sărbătorim în condițiile de acum pentru că Spunem, viața trebuie să meargă înainte. Vă mulțumesc, o zi bună și liniștită!